Da, recunosc că sunt foarte fericită atunci când îmi dau seama că avem parte de tot mai multe oportunități și de cât mai multe lucruri frumoase care se întâmplă. Anul acesta tinerii pot opta pentru platforma înpractică.ro, cea mai nouă sursă gratuită de oferte de practică, joburi part-time, platformă ce vine în întâmpinarea celor care vor să dobândească cunoștințe practice, să-și definească obiectivele în carieră și să se formeze în vederea unei viitoare angajări. Dar mai multe informații o să aflăm de la Mihaela Petrovan, inițiator Bookland. Bună, Mihaela, ne auzim! Bună ziua, da, vă mulțumesc că m-a sunat. Și noi îți mulțumim foarte mult pentru inițiativele interesante, cea mai nouă în practică.ro, o platformă dedicată așadar celor care sunt în căutarea descoperirii profesiei, știu și eu, cât mai multe stagii de practică, cât mai multe joburi. Propriu zis, cu ce vine nou astfel de platformă? În practică.ro este practic o completare practică a semestrului nostru teoretic pe care l-am pornit tot în martie pentru liceeni cu conferințele practice cu Bookland Evolution. E un fel de caravană, alta decât cea cu care i-am obișnuit poate pe oameni 3 ani înainte, caravana cărții. Astăzi, de fapt, în martie anul acesta am început un nou demers. Am considerat că elevii sunt cei care pot fi altfel influențați și pot să-și dea seama mai bine despre importanța lecturii și am înțeles-o foarte mai altfel decât am făcut-o până acum, ducând cărțile prin mall-uri, parcuri, piețe. Invităm tineri din oraș, unde petrecem câte o săptămână, invităm la bibliotecile județene sau depinde de locația pe care o alegem și acolo, prin speakerii pe care avem, le descoperim secretul succesului lor, ca și ei să-l refete. Și pentru că le oferim atâta informație teoretică, ne-am gândit că o completare practică nu strică, de aceea am lansat această platformă gratuită de oferte de joburi, part-time, dar mai ales oferte de practică, internship, traineeship. Este nouă, sunt câteva zeci de oferte momentan pe platformă, însă vor fi tot mai multe și cred că din toamnă, când studenții și elevii vor începe școala, atunci vor aștepta și mai multe oferte. Da, știi că se vorbește foarte mult în ultima vreme și în general în facultăți cum că lipsește practica. Unde crezi că e problema? Nu sunt suficient de multe oferte, nu știu, nu e suficient de bun dialogul dintre studenți și angajatori? Cred că nici nu vreau să dau vina pe legislație. Din curând se va rezolva acest lucru. În momentul în care ai un practicant în firmă, e ca și cum avea un angajat de tipul acela aproape la 7. Din câte știm noi, urmează acum în vară să se lanseze contractul de practică, așa cum este și contractul de muncă, și atunci oricine are peste 16 ani poate să beneficieze de un astfel de contract. Și cred că cel mai important lucru pe care noi l-am vrut în momentul în care am zis hai să lansăm așa ceva, a fost faptul că știm foarte multe cazuri și cred că și dumneavoastră și acuzătorii dumneavoastră, cazuri de copii împinși la spate de părinți să facă o alegere anume profesională, alegere care din păcate nu li se potrivește, copii care mai târziu devin adulți triști, oameni nefericiți, oameni care regretă că nu și-au urmat vocația, nu și-au ascultat sufletul. Și atunci, vedeți, cu toții la 16, 17, 18 ani, nu știm exact ce ne dorim și trebuie să facem niște decizii, să luăm niște decizii mega importante, care ne vor influența toată viața. E important să testezi înainte, trebuie să faci avocat, du-te și stai o săptămână, două, patru săptămâni, de fapt, într-un cabinet de avocatură, chiar dacă nu faci multe lucruri importante acolo, înțelegi despre ce este vorba când ești într-un astfel de mediu. Practica asta, la asta e bună practica, la asta este bună încercarea unei meserii și, pe de altă parte, și încurajează, zic eu, tinerii spre muncă, spre un loc de muncă serios, plătit, bine, cu contract de muncă și așa mai departe. E în beneficiul lor. Dacă am înțeles bine, aș vrea să mă corectez dacă nu e așa, aș trage concluzia din ceea ce mi-ai spus puțin mai devreme, cum că nu există o cultură, dacă pot să-i spun așa, a-ți plăcea la locul de muncă. Da, din păcate, vedeți, toți copiii aud în stânga, în dreapta, alte părinți care zic că iarăși mă duc la scârbici. Ei de mici sunt crescuți cu prejudecata asta, că e rău să fii angajat, că e rău să muncești, că ești rupă la stăpân. Vedeți, nu e așa. Dacă toți am face alegerea potrivită, dacă toți am face exact ceea ce ni se potrivește, ar fi o plăcere în mersul la scârbici. Pentru că, până la urma urmei,
Nu se poate fără un venit sigur, fără un venit constant. Nu poți să ajungi la bătrânețe fără să-ți planifici o pensie. Eu cred că toți tinerii merită să afle și o versiune corectă a ceea ce înseamnă să fie angajat. În conferințele noastre, cea mai des întâlnită întrebare este cum putem câștiga bani fără să muncim. Vedeți și media și tot ce se întâmplă în jurul lor, a copiilor, totul influențează în mod negativ la ora actuală. Adică nu poți să te uiți la niște vedete pe care peste un an, doi, nici nu le mai ține minte și să spui, uite cum au reușit fără să învețe, fără să aibă cultură generală, fără educație. Este complet greșit și cred că e datoria noastră tuturor să facem ceva în sensul ăsta. Noi de asta am lansat platforma asta și nu cerăm absolut niciun ban nimănui, nici măcar companiilor să-și posteze joburile. Ba chiar ne încurajăm, le trimitem o informare pe e-mail anunțându-le despre această oportunitate. Aș vrea să ne întoarcem, da, cum ai spus și tu, puțin la platforma înpractică.ro. Ce fel de joburi găsim pe această platformă? Mă rog, joburi și stagii de practică. Ele sunt diferite. Nu sunt, în momentul de față, cred că sunt câteva zeci. Abia am lansat platforma, cum o spuneam, are două luni, nici mai mult, nici mai puțin. Însă văd că prinde. Noi am structurat-o cât mai util pentru aplicanți și atât pentru cei care, pentru companii, cât și pentru copii care vor să încerce un job. E pe orașe, pe domenii, asta fie ușor să găsești ce dorești. Bun, așadar găsim locuri de muncă și stagii de practică cam din orice domeniu, ai spus din mai multe orașe din țară. Dacă sunt angajator propriu-zis, pot să postez locul de muncă pe platforma aceasta? Fără niciun cost, absolut. Hai să mai spunem o dată unde vă pot găsi oamenii și dacă există un proces de înscriere al celor care își caută loc de muncă sau stagiu de practică. Să acceseze www.inpractica.ro, să-și deschidă un cont și să verifice, să-și posteze un CV și, bineînțeles, să se uite la ofertele care sunt deja postate pe grupele lui de interes. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-am auzit așa puțin la telefon. Nu mai avem timp, din păcate, să stăm de vorbă, deși mi-ar fi plăcut. Te aștept la un moment dat și în studio, pentru că nu-i așa, faceți tot felul de proiecte interesante pe care eu le apreciez. Vă invit și pe voi să postați un job de internship la noi pentru radioul vostru. O să facem și asta. Îți mulțumesc. Tot am vrut să fim oameni de radio sau de televiziune când era mai tine și eu inclusiv, apropo. Și e un lucru chiar foarte frumos. Mihaela, îți mulțumesc foarte mult. Mult succes în continuare și să auzim de cât mai multe proiecte interesante și de cât mai mulți studenți în practică. Iar să dăm cu drag și vă mulțumim frumos că ne-ați sunat. Îți mulțumesc mult. Numai bine, la revedere. La revedere. Da, și eu o să iau o foarte, foarte scurtă pauză de publicitate și apoi ne întoarcem ca să ne luăm la revedere pe astăzi și pe săptămâna aceasta. Cu toții ne dorim o carieră de top, iar Onora chiar le-a reușit. Suntem Mirabela Stoica și Marius Dobre și vă așteptăm la Radio Links pentru a afla de la invitații noștri care sunt secretele din spatele reușitei lor. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes, în fiecare luni de la ora 19. Pe internet, evenimentele live sunt la...